Hamas și dintre iudei și dintre eli. Pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pace ție, cititorule! În Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie, pace tuturor! S-au scăpuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-L omoare și l-au dus la Pilat zicând, răstignește-L, răstignește-L. Pilat i-a zis, luați-L voi și-L răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi legea avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești. Oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a sedut pe scaunul de judecată în locul numit Barbezit cu pietre evreiești de Gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, bine pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Pe împăratul vostru să-l răstignesc? I-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Și a luat Iisus și a luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii care evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea, Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță că era aproape de oraș, locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, trecându-și capul și-a dat Duhul. Iar iudeii de vreme ce era bine ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbătei acelea, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostași și au zdrobit fluierele picioarelui celui din tâi, asemenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Și unul din ostași cu sulița a pus coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit, și adevărată este mărturisirea lui.